Bună ziua și bine v-am găsit la al doilea episod din Mateo Survival sau Minecraft Survival în stil hardcore. Ce-am făcut, naibii, am făcut aici? Așa. Bă, țigă-mă. Bă, țigă-mă, bă. Cred că spar de aici. Sau. Cred că trebuie să pun aici. Să pun aici. Pun aici. Pun aici. Așa. Și să mai pun un aici. Un aici. Un aici. Un aici. Un aici. Și una jos. Deci. Sunt abia, chiar în continuarea celuilalt episod, n-a trecut nici 2 secunde pauză, chiar vreo 2 secunde de pauză între cele două episoade. Nu știu dacă o să mai am suficient timp să le fac și pe ăsta. Sper să... Bă, ce prost sunt! Trei scări. Putem să pun scări acolo. Bă, acum ce nu mai contează, să le las în covorul care o să-l craftez cu lemnul care o să-l iau imediat. O, topă urmână, mă apuc să iau lemn, mă apuc să iau lemn. Yeah. Cred că acest episod de Minecraft Survival în stil hardcore sau... Cred că acest episod a trebuit să, pentru că sunt la început, să îi dau un nume mai... Mă rog, eu sunt abia acum la pe YouTube la videoclipul al doilea. Eu le fac și apoi o să le postez una după alta, gen. Cred că a trebuit să numesc Minecraft Hardcore. Cum așa să fie, Minecraft Hardcore. Chesturi pe 6. Eu mi-am amintesc că în versiunile mai vechi când făceai asta și craftai o chestie, nu știu, zicem, din astea și puneai pe 6, îți crafta toate posibile, chiar și cum ai fi dat shift și click. Gen, shift, click, cred că era. Din cobblestone-ul care să mai am, o să mai fac un, să fac un furnace. Trebuia să fac un furnace ultima oară când s-a încheiat videoclipul. Dacă n-ajung în curând la cărbune, va trebui să minez în întuneric. Nu-mi place să minez în întuneric. Deloc. Deși eu, în realitate, văd bine pe întuneric. În Minecraft. Doar ecranul e complet. Deci... Furnace. O să-l pun fix aici. Și văd că se face seară, mobii sigur vor veni, de aceea eu voi folosi lemnul pentru a prăji niște carne de vacă. Haideți la vită! Vită gratis, mă! Vită! Carne de vacă. Așa, carne de vacă. Doamne, carnea asta cât o dura. Să zicem, s-au făcut două. Uite așa. Acum pot să mănânc una dintre ele. Sau să mănânc când mai rămân doar 3-4. Lasă așa. Am ajuns, nu la 70 de zile, la level 70, nu, era la level 50. Am ajuns la level 50 în hardcore. Level 50, aici era 50. Mănânc, back to game. Achievement-urile, mă, doamne, achievement-urile, achievements, ci că benchmarking, eu am făcut deja crafting table, ăștia sunt rămași în urmă, mă, cu achievement-urile.
Ce naibicu? Și acum trebuie să mai craftez și sabia, încă o dată și târnăcopul. Bă, Dumnezeule, pentru achievement-ul ăsta tâmpit, să mai craftez eu o dată din lemnul meu. Dar unde n-ai bine eu ai pus lemn, cred că l-am terminat și-am... Ah, da, da, Dumnezeule. Acum trebuie iar să mai craftez unde ăsta achievement-urile lor rămase în urmă. Abia acum. Și hăț, hăț. Hăt, hăt. Abia acum este time to strike. Vedeți? Abia acum va fi că time to mine. Nu cred că există și la topor. La caifment. Abia acum. Și uite cum i-am consumat eu resursele doar pentru niște rahaturi de achievement-uri, care totuși îmi completează această... acest tabel. Apoi, bă, acum trebuie să iau, le fac pe toate de două ori. Nu e prima oară când mi se întâmplă asta. Mă duc, e mai bine cu mai multe itemuri și un avantaj. Da, mai multe dezavantaje sunt aici. Sauți scheleți. Asta e ca în viața reală, nu poți să reînvii dacă mori. Asta îmi place mie la hardcore. Deci, aici să mănânc asta când ajung la 4 de asta de hrană. Apoi pun asta aici, asta aici, asta aici, asta aici, asta aici. Apoi voi crafta de panele de lemn. Din asta voi crafta, mai crafta niște bețe, le voi folosi pentru niște itemuri și târnăcop de piatră, topor de piatră. Și încă un furnace, ca să vadă ăsta, a rămas în urmă că am făcut și eu, deși e al doilea, Și mi-a mai rămas fix pentru o sabie de piatră. Măcar sunt pregătit. Îmi las naibii asta în chest. Oricum, dacă mor, se duce totul, așa că nu mai mi le las gen ca să le pot regăsi iarăși. Lumea asta, în cazul în care mor, e pierdută. Deci mi se șterge. Când, înainte, nu știu dacă mai zice, când murai pe hardcore, îți scria, îmi pare rău, omule, I'm sorry man, those are the rules are rules. Și era gen, spunea după aia, you were disconnected by the server pentru că ai murit. You died, the rules are rules. Și după aia te deconectea. Trebuie scuze pentru asta. Până o să găsesc și eu niște... Știu că putem să-mi trec în minunitate mai mare, dar până o să găsesc niște cărbune, nu o să pot să fac torțe. Poate din charcoal. Aș putea, doar că n-am lemn. Pregătește să facă zi, cred. Nu risc să ies afară. Mănânc carnea. Pune astea în chest, oricum n-am să fac cu el în chest. Dar le depozitez. Deci, aș vrea să vă zic la revedere. Mi-a plăcut să vă arăt și acest episod, cum supraviețuiesc eu. O să mai fac altul și mă bucur că v-am văzut.